În termodinamică ne interesează în primul rând transformările care au loc în cazul gazelor, deoarece motoarele termice obișnuite, agentul care efectuează lucru mecanic este un gaz. Pentru a studia aceste transformări folosim modelul gazului ideal, adică un gaz care rămâne gaz în orice condiții de temperatură și presiune. Cele mai simple transformări ale unui gaz ideal sunt cele în care unul dintre parametrii nu se schimbă în timp. Aceste transformări se numesc transformări simple ale gazului ideal. Dacă parametrul care nu se modifică este volumul, transformarea se numește izocoră. Obținem o transformare izocoră dacă închidem gazul într-un recipient, de obicei o butelie. Tot ceea ce putem face este să încălzim sau să răcim gazul, încălzind sau răcind pereții buteliei. Și putem studia transformarea izocoră folosind butelia și două aparate de măsură, un termometru și un manometru, ca să măsurăm temperatura, respectiv presiunea gazului din butelie. Dacă facem mai multe măsurători ale presiunii pentru diferite temperaturi și le reprezentăm grafic într-o diagramă presiune funcție de temperatura exprimată în scara Celsius, obținem mai multe puncte care, după cum vedeți, se găsesc pe o dreaptă. Acest lucru ne arată că presiunea variază liniar cu temperatura, deci putem scrie relația P egal cu P0 pe lângă 1 plus alfa T, unde P este presiunea la temperatura T, iar P0 este presiunea la 0 grade Celsius, așa cum vedeți pe grafic. Coeficientul alfa se numește coeficientul termic al presiunii și are valoarea 1 pe 273,15 grade Celsius. Această formulă se numește legea lui Charles. Partea interesantă este aceea că dacă prelungim această dreaptă spre stânga, ea intersectează axa temperaturilor la -273,15 grade Celsius, ceea ce înseamnă că la această temperatură presiunea devine zero. Dar presiunea este rezultatul ciocnirilor dintre moleculele gazului și pereții buteliei, ceea ce înseamnă că la -273,15 grade Celsius moleculele nu se mai mișcă, agitația termică dispare. Iar acest lucru mai arată că nu poate exista temperatură mai mică de -273,15 grade Celsius. De aceea Kelvin a propus o nouă scară de temperatură, scara absolută, în care punctul 0 este cea mai mică temperatură posibilă, adică 0 absolut. Pe grafic, asta înseamnă să mutăm axa presiunilor la -273,15 grade Celsius, așa cum vedeți în acest desen. Folosind scara absolută de temperatură, presiunea la o anumită temperatură notată T mare se poate calcula cu formula P egal cu P0 ori alfa ori T mare, care ne arată că la 0 Kelvin presiunea devine 0. Deci în scara Kelvin, presiunea unui gaz la volum constant este proporțională cu temperatura. Dacă ținem seama că alfa este 1 pe T0, obținem proporția P supra T egal cu P0 supra T0 sau mai general P1 pe T1 egal cu P2 pe T2, o relație foarte folositoare la rezolvarea problemelor.